Alexandru este elev în clasa 11-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Este primul elev din județ care s-a imunizat la școală. Este o necesitate și eu am avut și COVID, dar a trecut acea perioadă de o lună și am zis că trebuie, la un moment dat trebuia oricum să ne vaccinăm. Alături de el și alți colegi au primit serul de la Pfizer. Nici teama de ace nu i-a împiedicat pe unii dintre aceștia să ia parte la campania de imunizare. Ai avut emoții la vaccin? Da, cu siguranță, am avut extrem de multe emoții. A durut procedura? Nu a durut absolut deloc. Am mai vaccinat copii în centru de vaccinare, au venit și eu am copii și am vaccinat. Și este o plăcere, ei sunt foarte veseli, sunt deschiși, sunt informați și nu a fost deloc greu. La Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța s-au înscris 240 de copii pe listele de la Direcția de Sănătate Publică pentru Imunizare. Unii elevi s-au vaccinat deja, spun reprezentanții școlii. La momentul la care am realizat catagrafierea, am constatat că avem un număr destul de mare de elevi care sunt deja imunizați prin vaccinare sau care au căpătat imunitate ca urmare a faptului că au trecut prin boală. De asemenea, un număr semnificativ erau cei care erau deja programați de familii la vaccinare, iar din cei care și-au declinat intenția la momentul respectiv. În prima zi de vaccinare în instituțiile de învățământ au fost aduse 72 de doze care conțineau serul de la Pfizer. Sunt însă și părinți sceptici când vine vorba de imunizarea copiilor. Încă sunt multe semne de întrebare și acesta este motivul pentru care ezită să-și dea acordul în campania de vaccinare. N-am prea înțeles implicarea și rolul Ministerului Educației în această campanie și, după cum o să zic, am atenționat și pe domnul secretar de stat când am venit la Constanța, domnul Sorin Ion, noi n-am fost informați suficient. Astăzi, la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța a debutat acțiunea de vaccinare a elevilor din județul nostru. Pentru vaccinare, elevii au nevoie de acordul părintelui sau tutorelui. La prima catagrafie, în județul nostru, s-au înscris pentru procesul de vaccinare aproximativ 1700 de elevi. În județul Constanța sunt peste 22.000 de elevi de liceu. Campania va continua zilele următoare și în alte unități de învățământ.